Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot. Pici, tu mă cunoști pe mine? Opa, ce vorba e asta? Bineînțeles că te cunosc. Ești Igi, prietena mea cea mai bună, apărătoarea galaxiei Xerazon, o fetiță drăguță. Și cred eu în toate mințile. Da. Igi! Da, Pici. Te simți bine? Da, Pici, foarte bine. Dar așa mă gândeam. Te gândeai? La ce te gândeai? Mă gândeam la cunoaștere. Te gândeai la cunoaștere? Mă gândeam, mai exact, mă întrebam ce înseamnă cunoaștere. Te gândeai la ce înseamnă cunoașterea? Da. Igi, nu vrei să mâncăm o pizza în oraș? Mă gândeam la cunoaștere. Igi? Nu, Igi, nu vreau pizza. Atunci poate o înghețată sau o prăjitură cu multă, multă, multă ciocolată. O plimbare în parc. Cunoaștere? Știință. Știința cunoaște. Deci? Zi-mi tot! Da, Igi, pe recepție, ca de obicei. Zi-mi tot, ai grijă că Igi nu se simte prea bine. Zi-mi tot! Da, Igi, te ascult. Ce este cunoașterea? Ca definiție, cunoașterea este posibilitatea de a avea informații, date despre obiectele și fenomenele înconjurătoare. Posibilitatea de a afla, de a reține aceste informații și date. Mai pe scurt, știință și cercetare egal cunoaștere, pentru că omul, privind în jurul său, a ajuns să cunoască modul în care arată lumea lui. Ascultând, a ajuns să cunoască modul în care sună lumea lui. Explorarea mediului înconjurător cu ajutorul simțurilor stă la baza fenomenului de cunoaștere, la baza științei. Zi-mi tot? Da, Bici, te ascult. Tu te simți bine? Da, Bici, funcționez în parametrii stabiliți. Aha. Ești sigur? Foarte sigur. Cred că știu ce vrei să spui. Ce vroiam să spun? Tu m-ai întrebat dacă mă simt bine, pentru că aveai oarecare îndoieli asupra acestui fapt, nu-i așa? Trebuie să recunosc că așa este. Eu ți-am prezentat o informație, anume că mă simt bine. Și acum știi și tu că funcționez în parametrii, așa este? Așa este. Se cheamă că acum cunoști acest lucru, nu-i așa? Ai înțeles? Așa este, n-am înțeles. Să reluăm. Îți aduci aminte că ți-am vorbit mai demult despre dealurile de ciocolată din Filipine? Ha! Cum să nu? Până când nu ți-am spus eu, nu știai nimic despre ele. Așa este. Ascultându-mă, ai luat la cunoștință de existența acestor dealuri despre care nu știai nimic. Așa este. Se cheamă că acum cunoști câte ceva despre ele. Am înțeles! E ceva ca învățătura, nu-i așa? Așa este, Biții. Învățând, cercetând, ajungi să cunoști, să știi. Așa este! Înainte nu știam să merg cu bicicleta, dar am învățat și acum știu. Am înțeles. Așa au făcut și oamenii. Da, Biții, începând cu mersul, omul învață totul de-a lungul vieții. Învață să vorbească, învață să meargă pe bicicletă, învață să conducă o mașină. Să conducă o navă spațială, să se poarte în societate, am înțeles. Se cheamă că au cunoștințe. Înseamnă că știu, prin procesul numit al cunoașterii. Deci de la începuturile ei, omenirea a început să cunoască lumea în care s-a născut. Perfect adevărat. Și acum mai continuă acest proces al cunoașterii. Desigur, Biții. Pot să-ți spun ceva foarte interesant. Spune-mi! Cunoștințele omenirii se dublează la fiecare 7 ani. Adică toate cunoștințele oamenilor de acum vor fi de 2 ori mai multe. Peste 7 zacăstani. Adică 7 ani? Exact, Biții. Dar asta se referă la toate cunoștințele omenirii. Dar ce s-ar întâmpla dacă oamenii n-ar cunoaște și n-ar ști? Cum poți întreba așa ceva? Ia gândește-te! Dacă un copil n-ar ști să meargă pe bicicletă, ce s-ar întâmpla? Păi ar trebui să învețe, că e tare plăcut. Dacă tu, Biții, n-ai cunoaște limba pământenilor, cum te înțelege cu ei? Eu...
Ai dreptate! Ar fi foarte greu! Acesta este și scopul cunoașterii. Să știi ce să faci în diferite situații. Să înveți cum să mergi pe bicicletă, ca să te poți plimba cu bicicleta. Sau cu rolele! Sau cu rolele, Iții. Îmi aduc aminte de o expresie foarte des folosită pe pământ. Ce expresie? Omul cât trăiește, învață. Trebuie să învețe. Trebuie să cunoască. Chiar toată viața? Da, Biții, toată viața. Cum adică? Să merg la școală toată viața? Biții, cunoașterea nu se limitează numai la cunoștințele dobândite în școală, nu? Ci la tot felul de cunoștințe. Și ca să folosesc același exemplu, nu a trebuit să te duci la școală ca să înveți să mergi pe bicicletă, nu-i așa? Așa este. Dacă ești atent, în fiecare zi, în fiecare clipă afli câte ceva, chiar și atunci când mergi pe stradă, chiar și atunci când stai de vorbă cu un prieten. Tot timpul afli câte ceva nou, tot timpul cunoști ceva sau pe cineva nou și asta se numește cunoaștere. Ai perfectă dreptate, Zimitot! De exemplu, înainte de începerea emisiunii nu cunoșteam ce înseamnă cunoaștere, iar acum cred că am înțeles. Acum știu ce înseamnă cunoaștere. Poți să te întrerup puțin? Acum știu! Acum știu! Da, Zimi. Pot să mă întrerup. Un mare învățat din istoria pământenilor a spus: știu că nu știu nimic. Un mare învățat a spus asta? Da, Biții. Păi cum nu știa nimic dacă era un mare învățat? Ei, vezi? Tocmai asta este. După ce a învățat o viață întreagă, după ce a ajuns să cunoască foarte multe lucruri, și-a dat seama că nu le cunoaște pe toate. Am înțeles. Păi chiar, pe toate nu poți niciodată să le știi. Nu ți ajunge o viață de om ca să le poți cunoaște pe toate. Cu atât mai mult cu cât toate cunoștințele omenirii se dublează odată la 7 ani, așa cum mi-ai spus. Exact, însă era destul de învățat acel mare învățat ca să-și dea seama că de fapt știe prea puțin. Cred că era vorba și de puțină modestie, nu-i așa? Probabil, Biții. Zi-mi tot. Da. Dar tu cum de le știi pe toate? Eu sunt un computer, Biții. Ai uitat? Și în legătură cu acest lucru, vreau să-ți spun că acumulatorii mei sunt pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere! La revedere, Zimitot! Oi, interesant un lucru și cunoașterea asta! Îl voi mai întreba pe Zimitot. Îmi dau seama că astăzi am cunoscut cunoașterea. Am cunoscut cunoașterea omenirii.